salut călduros din partea mea. Bine ați venit în comuna Icușești, o comună cu potențial agricol în special, cu probleme sociale multe, care le avem. O comună care vrem să arătăm că am intrat cu deviza, când am candidat, că se poate. Am încercat. De acum am un an de mandat. Nu mă laud, dar dacă o să mergeți la fața locului, o să vedeți ce aici am realizat împreună cu echipa mea, a vicelui primar, a consilierilor, care i-am avut și a întreg colectivul comunei și a primăriei. Lucruri care am încercat să le legăm după preluarea mandatului anul trecut, am găsit o gaură, adică plăți neefectuate fără acoperire de aproape 16 miliarde vechi. O muncă care am încercat să o ducem la îndeplinire în beneficiul cetățeanului, în beneficiul celor năcăjiți, în beneficiul celor bătrâni care i-avem acasă. Și dacă luăm prin mai multe domenii, infrastructură, școli, proiecte. Și am încercat și am demarat. Avem depuse un număr de 7 proiecte, din care două, care au fost început două drumuri din 2007-2013, care le-am finalizat anul ăsta și le-am făcut recepție totală la ei. La Ministerul Dezvoltării ne-au venit banii, le-am și plătit constructorilor, am avut recepții făcute la... Am terminat un drum comunal de 5 km, care DC83 cu 6 Bărușești, de terminat și dat recepție finală de asfalt. Și am mai avut drumuri viciale, încă 3 drumuri, în satul Mesteacăn, 2,7 km, și în Bălușești, care am terminat, asta a fost din fosta conducere început proiectul, l-am dus la îndeplinire și l-am făcut. Și dacă luăm realizări, avem destule. Am avut sprijinul și a finanțelor, am avut sprijinul și a Consiliului Județean, cu toate că eu fac parte din partea PNL-ului, din partea Lipei Dreaptă, dar toată ziua cu note de fundamentare, stând la rectificare, totuși am primit 5 miliarde vechi de la Consiliul Județean, 6 miliarde vechi de la Direcția de Finanțe a Județului Neamț. Plus, am instituit și am început să încasăm veniturile proprii din taxă și impozit, taxă de firmă, concesionări, ce am putut, am valorificat. Un grad de colectare de 16%, am ajuns cam la 56%, nu suntem mulțumiți, dar fiind și zona săracă, cu oameni foarte mulți, dacă luăm beneficiari de ajutor social, am 127 dosare cu 483 de persoane și am 4.680 de ori lunar de făcut. La mine în comună, dacă mergeți, o să vedeți fiecare stâlp de telefon, de curent electric, are un număr, de la 1, dacă luăm de la Icușești la Bălușești, de la 1 la 111, din care domnul viceprimar al meu, medicul veterinar Michiu Dragoș Florin, are misiuni și a împărțit fiecare beneficiar de ajutor social, are porții, 2-3 stâlpi de acostamentul, pe stânga, pe dreapta, de acomalta șanțul de scurgere a apei. Dumnealui trece în fiecare lună, vede dacă a participat, în afară, când îi face prezența și instructajul de protecție a muncii, iar cei care primesc un ban de la ajutorul social trebuie să îl muncească. Și astăzi iarnă mi-a fost de un adevărat folos băieții ăștia de la ajutorul social. Am cu ei, am avut foarte mulți bătrâni, fiind înzăpeziți, foarte mulți bătrâni, care ajungem la poartă, că mergem cu mijloacele de dezăpezări și spunea, domn primar, ce ne facem? Am spus că o să găsim o soluție. Eram acasă seara, pe la 11, mâncam și eu ca fiecare om, și eu nu să plecăm în teren. Am avut o săptămână de foc, dacă o luăm, ca să putem scoate. Și stând acasă, cu
cu soția la masă, nu? Întrebăi și fac cu ăștia bătrâni și pe unul spune, dar nu i-ai pe ăștia de la ajutor social? Și atunci mi-a venit ideea și am spus fiecare beneficiar de ajutor social să dezăpezească 3 gospodării. Aveam și cod roșu, deci aveam prins și prin hotărâri de consiliu local, în caz de calamități să-i poate scoate la treabă, și au primit-o fiecare, au mers și au luat 3 gospodării de bătrâni, în care le-au scos până la poartă, i-au dezăpezit, le-au adus pâini, le-au adus medicamente, cu nume și prenume, fiind izolat la Icușești, nu țineam legătura cu Romanul, având Facebook, am trecut pe Facebook și le-am postat. Nu glumesc, care nu iesă, din care am fost și calomniat de unii din ei că fac abuz de puteri. O parte a spus, cum dacă s-a asistat personal, au Facebook, au internet, și atunci le-am explicat că n-au părinții, au copii, că la copii a fost programul de calculator de 200 de euro. În școli avem laboratoare de informatică în care copiii știu ce e la un calculator, știi ce e Facebook, și în special tot copilul are un telefon, că e mai performant nimic, și atunci, tată, uite ce a spus primarul, mergi să dezăpezești 3 case să-i scoatem pe aia bătrâni. Și asta mi-a fost, n-am vrut să ajung vedetă, n-am vrut, nu-mi trebuie publicitate, dar pe ăștia bătrâni, dar pe urmă am fost mulțumit că am fost sunat din Franța, din Irlanda, care au zis, bine că mi le-ai dezăpezit și pe tata, bine că le-ai dezăpezit și pe bunicul, și parcă când vezi că mai ai și cuvinte de mulțumire, îți vine, te mobilizează să muncești mai mult, să faci mai mult pentru cetățenii comuni. Deci, domnule primar, să înțelegem că în felul acesta ați determinat și această categorie socială, uneori defavorizată, spun uneori, pentru că de foarte multe ori, așa cum ați văzut, sunt date de muncă, dar nu o fac, să știe că orice ban trebuie muncit. Așa este. Și eu am plecat de la premiza asta, că fiecare ban care primește ajutor de la stat trebuie să-și presteze orele de muncă. Ce e abs de muncă? Avem situații grele. Dacă mergeți cu mine în Rocna sau în partea de sud a satului Bălușești, avem defavorizați, avem năcăjiți, care dacă sunt părinții, sunt și îi putem pune la muncă, dar nu prea vreau. Și atunci trebuie să îi obligăm. Dar cu ce-i vinovat copilul care e născut, să nu aibă și el o bucățică de pâine pe masă și o cană de lapte? Pentru că așa i-o lăsat. Eu, dacă mergeți, vă duc în casă și vă spun și ce culoare are oala piplit la ei. Și am găsit situații în care făceai mămăliguța și pune 3 cartofi și aia dă de la copii. Să rupi inima. Și de asta probabil și din alimentele care le dau gratis prin port de la Uniunea Europeană, pentru o parte, sunt binevenite. Nu știu, este extraordinar de greu, pentru că în zonă avem 3 asociații agricole mai mari care au tractoare performante, erbicide, și n-au unii, efectiv, n-au unii să lucreze. Când erau înainte, aveam 2 IAS-uri, avem CAP-ul, mergeau la muncă și în afară își câștigau. Și parcă și lenea asta au ajuns cu coană mare la ei. Să mulțumesc, din eu știu, că doar nu chiar sumele mari, cu 100 și ceva, 200 de lei pe lună, dar bineînțeles că mai au și alocațiile care s-au mărit un pic, dar și ei au și ei curentul, au și ei, trebuie și haine, trebuie și îmbrăcăminții. Sunt cazuri sociale care eu i-am crezut, dar în schimb n-am lăsat niciunul să nu-și facă orele de muncă. Domnul viceprimar, ține evidența, lunar am verificat dosarele lor și am avut și control de la Ministerul Muncii, fiind mai dur, da, verificând, beneficiază de prevederile legii. Nu avem ce le face.
Ce populație are la ora aceasta comuna pe care... Comuna care o conduc, la ora actuală, are 4.682 de persoane în 7 sate. Satul cel mai îndepărtat l-am de la centrul de comună la Bătrânești, care este la 10 km, și mai am Mesteacănul, care este la 15 km din satul comunii. Iar dacă fac o analogie și fac între Bătrânești și Mesteacănul, sunt 25 de km. În 25 de km din la un sat la altul. Dacă facem am rețea de drumuri și ulițe de vreo 56 de km, din care drum asfaltat am 7 km 200 și mă mai mulțumește că mai am 3 km Icușești, Sprii, Rocna, care e drumul județean 207D. Și mai am, comuna mai este traversată și de un drum județean 159, care face legătură Filipești, unde a fost un pod care a fost dinamitat în cel de-al doilea război mondial, înspre Valea Ursului, Buciu. Da, e drum din pământ, nu e practicabil asta, dar ăsta acum a intrat și mă mulțumesc că a intrat într-un program care face legătura cu județul Bacău. E depus spre finanțare, am înțeles, la Consiliul Județean și poate, dacă o să fie bani anul ăsta, la anul, să-l poată reabilita Icușești, Bătrânești, care face legătura cu Dăminești. Avem și noi pe raza comunii, o să avem 10 km de asfalt și o să avem un drum județean care mă leagă Rocna și Bătrânești ca să-l pot pune. Domnule primar, există însă o porțiune de drum spre Roman, pe care am venit noi acum, foarte, foarte accidentată. N-ați încercat nimic să faceți pentru asfaltarea acelei zone, pentru prinderea într-un program? Vă și spun, ăsta este drumul județean, 207D, care face legătura între Ion Creangă, Icușești și Dăminești-Bacău. Porțiunea de acolo, vă spun și cât are, are 460 de metri. Ea nu a fost făcută din cauza că înainte de a fi salcâmul pe partea stângă cum veniți la noi, erau alunecări de teren. Dar acum s-au împădurit și s-au oprit alunecări de teren. Probabil, în proiectarea asta nouă, când se merge și se reabilitează tot drumul până la Bătrânești, care vine efectiv tronsonul de drum pe care se lucrează, și a pus pe proiect Consiliul Județean, că ia Consiliul Județean drumul, nu e al nostru. Noi nu putem interveni cu nimic. Când dacă intervenim, Curtea de Conturi, de ce ai dus banii pe drumul de Consiliul Județean? Noi avem diferite memorii făcute la Consiliul Județean, dar fiind prins în programul de reabilitare, pot să vă arăt, când și noi am dat o tărâie de Consiliul Local, am semnat, era certificatul de urbanism, am dat acceptul să vină cu el și va veni de la Dumbrava, Piatra, Mărgineni, Trifești, Oria, Ion Creangă, Icușești. Sunt vreo 60 și ceva de kilometri, tronsoane de câte 20 de kilometri, care i-a pus proiectul de Consiliul Județean, nu știu stadiu, o intra la finanțare, nu a intrat, dar promisiuni sunt făcute de domnul președinte Consiliului Județean că va fi reabilitat acest drum județean. Și atunci vom scăpa și de cei 460 de metri de la Ion Creangă, care este foarte rău. Și așa și tot. Ați văzut că cam sunt destule găurele prin el. Aș vrea să mă întorc la ceea ce spuneați dumneavoastră, la gaura în buget pe care ați găsit-o și o explicație a acesteia. Cum s-a putut, fără să aruncați cu piatra predecesorul dumneavoastră, dar cum s-a putut ca într-o localitate în care nu s-a întâmplat aproape nimic să existe o asemenea, un asemenea gol bugetar? S-a plecat și golul vinii, facturi neacoperite de la două cămini culturale, comuna cu 7 sate, cu 4.600 de locuitori și nu avem niciun cămin cultural. S-a plecat cu două cămini culturale, care ajung, un cămin cultural ajunge la 31 de miliarde vechi. Neavând bani în buget prins,
S-au prins câți două comuni, nici nu s-au încercat să ducă, eu știu, pe Compania Națională de Investiții, nu s-au încercat să ducă prin PNDR, să ducă prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, aceste două cămini, și am găsit facturi făcute, am cerut audit, am cerut Curtea de Control a Prefectului și s-a constatat, sunt hotărâri de Consiliul Local, sunt devize, sunt contracte și constructorul a efectuat, dar fosta conducere nu a avut bani în buget și automat că am primit facturi fără acoperire. Am verificat, plus de asta am mai avut încă două contracte cu Iluminat Public și cu Balastare în care ne judecăm la Tribunalul Neamț și în prima parte am câștigat. Încercăm, nu acuz fosta conducere. Eu am luat-o, unii am luat-o, oamenii au dus, dar vreau să arăt că se poate face și fiecare cum știm. Altul inginer, altul muncitor. Nu pot să dau fiecare, că nu o să vină Curtea de Conturi, o să dea socoteală la audit, la Curtea de Conturi, pentru cei ce s-a făcut înainte de a fi eu primar. Să ne întoarcem la infrastructura școlară. Spuneați că populația și în comuna Icușești, și în alte locuri, este sporul natural, este descendent. Noi, pe raza comunii, avem 585 de copii. Funcționăm cu clasele 1-4. În fiecare sat avem câte o clasă. Plus că școala cei mai mari o avem la Bălușești, unii pentru că la Icușești n-am putut pentru că o ars și abia acum terminăm, dacă dă Dumnezeu și ne ajută, în septembrie vreau să fac inaugurarea școlii la Icușești, în care îmi lucrează constructorul firma Izopont, suntem la finalizarea gresiei faianță, după care să vedem dotările necesare, dar sperăm că în septembrie ne mutăm în locaș nou la școala Icușești. Școala Bălușești o avem reabilitată, o avem pus centralii și în școala de la Bălușești. Plus de asta, am luat, pentru că nu avem autorizații de funcționare, pe celelalte patru școli. Școala Mesteacăn, școala Bătrânești, școala Spridonești, școala Rocna. Am luat finanțare chiar pe 27 decembrie. Am semnat anul trecut finanțare pentru Bătrânești și Spridonești, avem în jur de 5 miliarde pe fiecare școală, ce înseamnă grup sanitar, apă curentă, împrejmuirii, refăcut instalațiile electrice, sanitarii, deci se lucrează, am primit bani pentru proiectare de la Ministerul Dezvoltării pe fiecare școală, deja două le-am și plătit, două urmează să le plătesc proiectantului, să termină proiectele de executat, după care să le scoatem PCAP. Nu cred că o să terminăm până în septembrie, că dacă se face o contestație, știm noi cum e PCAP, dacă ne face o firmă contestație când ne ducem, da, am contractele de finanțare la școli, plus că am mai depus pe fonduri europene, pe MediaPR, pe fonduri, am pus la Iași pentru o grădiniță ultramodernă, în satul Bălușești, cu un amfiteatru, cu grupuri sanitare moderne, cu centrală, cu totul ce prevede, cred că o să avem, dacă dă, avem, am înțeles cu firma de consultanță care am depus-o, avem în jur de 70 de puncte, o să avem și noi o grădiniță la Bălușești ultramodernă cu care o să ne mândrim. Plus, când ne mândrim și cu școala de la Icușești. Plus că lucrăm și la cele două cămini, chiar am vorbit cu constructorul, domne, în 3 ani de zile tot o să te... Matarii, dacă poți, lucrează că o să primești banii pentru cele, să finalizăm cele două cămini, atât în satul Bălușești cât în satul Icușești. În condițiile în care dumneavoastră trebuie să deplasați copiii de la o școală la alta pentru acest... Învățământ, cum îi transportați? Copiii transportăm dintr-o parte în alta și paradoxul face că duc copiii de la 15 km.
Duc tocmai și la 20 la Bătrânești, pentru că e o clasă și îi duc la Bălușești. Am un microbus școlar și am un băiat extraordinar de bun, care e pe microbus școlar. Am o colaborare extraordinar de bună cu directorul Lazar de la Bălușești. Microbuzul stă la dispoziția directorului de școală, cu toate că e la noi salariat, noi îi dăm motorină, e la noi, la primărie, dar el deservește școala cu copiii și cu directorul școlii, fac și oralul în funcție cum ajunge ăsta cu microbuzul, se duce o jumătate de oră la Bătrânești, se duce 20 de minute la Spridonești. Iar Mesteacănul de Bălușești, când ne-ar mai trebui un microbus, Mesteacănul de Bălușești, am făcut contract cu o firmă de transport, care e pe raza comunii și mi-aduce cu dimineață la 8 și la ora 1 îi duce înapoi cu autobuzul care merge regulat în satul respectiv. Ne-ar mai trebui încă un microbus școlar și atunci aș avea unul școala Bălușești care mi-ar deservi satul Tabăra și satul Mesteacăn și un microbus care l-am la Icușe să-mi deservească satele Spridonești, Rocna, Bătrânești. Ce se întâmplă în timpul iernilor grele cu acești copilași? În timpul iernii, acești copilași de asta am ținut când este și cu directorul și dacă este în zăpeză cum a fost astăzi iarnă, am luat măsuri de urgență, am vorbit cu inspectorul de ordine școlar și i-am oprit acasă, că n-am avut pe unde să intrăm. Anul ăsta n-am avut decât o zi, o noapte am avut Icușești-Bărușești, înzăpezit, dar în rest am intervenit cu mijloace și plus de asta am fost ajutat și de colegii care am apelat la ei, că primăria, în dotare primăriei n-am decât un tractor, un belarus, de 15 ani de zile. Și ăla mi-a fost bun când l-am reparat. Eu vin din domeniul mecanizării agriculturii, înainte de a-i veni, bine că i-am făcut reparații și l-am avut cu lama în față, ulițele, iar unde a fost mai greu, am închiriat autogredere, am închiriat volă și plus de asta m-au mai ajutat și societățile agricole care sunt în zonă și am putut susține procesul de dezăpezări în condiții bune, dar ne-a și costat. Am ajuns cam la vreo 30.000 de lei, noi, 300 de milioane vechi, de zăpezărea pe timpul iernii. Domnule primar, vorbim aici și de susținerea școlii, ați spus, cadrele didactice probabil sunt napetiste, vin de la Roman. Cadrele didactice vin de la Roman, totdeauna cadrele didactice la mine din comună au primit salariile la timp, plus decontarea navetii le-am făcut în timp. Plus, chiar și acum, am avut o discuție cu domnul director și contabila să vedem banii pentru combustibil de iarnă, banii pentru curățenii, ca curs apropii 15 septembrie și lucrările trebuie debarate. Mai avem stocuri de lemne, mai avem, că pe timp de iarnă, dacă avem drumuri de zăpezâte și lemne la școli, activitatea se poate desfășura în bune condiții. Câte cadre didactice navetiste aveți? Cadrele didactice și navetiste avem 39 de cadre care fac naveta de la atâta la Bălușești, la Icușești, cât și Rocna, Spridonești. Am o colaborare extraordinar de bună cu școala, suntem apropiați, particip, pentru că mi-aduc aminte când am terminat și eu în 77. Am fost câțiva ani, vreo 10-11 suplinitori la școala Bălușești și știu totuși cum se mănâncă în învățământ și sunt foarte apropiat cu directorul, cu cadrele didactice. Avem acțiuni comune, ne-am spus chiar pe timpul vacanței cu elevii să-i duc la muzeu, la Roman, în parc, la piatra, pe aproape, că microbuzul școlar, găsim noi carburant ca să putem să-i deplasăm, să vadă și ei orașul, că sunt care nu au văzut înainte, îi mai duce, cum spune, la Bâlci, la Iarmaroc. Acum îi ducem noi cu microbuzul școlar, cu școala. Domnule primar, arată foarte frumos lăcașurile de cult aici. Aici toți oamenii sunt de rit ortodox, din câte știu eu. Cum de ați reușit să sprijiniți și de la bugetul local și cum de arată atât de frumos? Locașul de cult, în satul Bălușești avem și
biserica romano-catolică, în jur Bălușești, cam 60% sunt romano-catolici, iar 40% sunt ortodoxi. Avem două biserici la Bălușești, plus și la, în satul Tabără avem, se termină pictura, într-un sat de 35 de casă, avem și acolo biserică care se termină, în satul Mesteacă nu avem biserică, Icușești avem două, una nouă care e în centru și va fi aici în centru, cum îi spun eu, un centru civic al meu, să am biserică, cămin, școală, în primărie, plus că mai avem o bisericuță veche a satului Icușești, care e lângă cimitir, nu-i vechi, bisericuța e de lemn, plus Spridonești, plus Bătrânești. Deci noi avem, pe raza comunii, avem un preot catolic și patru preoți ortodoxi, care și cu ei avem colaborare, eu în special, duminica mă duc la slujbe, mă duc la liturghii și mă duc în rotații în fiecare biserică. Motivul? Una, că mă recreez, al doilea, pentru când se termină slujba, eu pulsul cu oamenii din biserică și omul gospodar îl găsesc la biserică și cu preotul și cu cântărețul și atunci mai aflu problemele satului. Ne-ar mai trebui asta, ne-ar mai trebui asta, dar nici eu nu pot peste noapte să le pot face pe toate, că dacă luăm, v-am zis, am 13 obiective în lucru, 13, multe, am mai depus acum pe Ministerul Dezvoltării anul ăsta, am 3 proiecte, am grădiniță, am asfalt, 6 km 200, plus apă, canal de 2 milioane jumate de euro, am trecut din faza 1, am trecut din faza 2, așteptăm finanțarea de sus. Pentru că noi, dacă n-am primit cotii de falcate la bugetul statului, din taxă și impozit, nu știu dacă ar putea susținem numai 2 salariați sau 3 în primărie, dacă mă refer numai lui iluminatul public, mă cost lunar în jur de 3.000 și ceva de lei. Pentru că sunt foarte multe, am aproape 600 de lămpi. Și acum la țară, asta i-ar trebui cetățeanul de rând și a bătrânului, o bucățică de asfalt la poartă și un bec. Că farmacii avem, dispensare avem, școli avem, biserici avem. Dacă ar putea și aș putea mandat, marea majoritate în sat să le putem pune o stradă de asfalt și becul la poartă, aș fi foarte mulțumit dacă aș putea să realizez. Dar nu numai asta, avem mai multe și nu pot, v-am mai spus, singur, am echipa mea, am vicele, primar, am consilierul meu care am inginer, salariat cu constructor și stă cu salariul care le știm fiecare cât salariul din administrație. Plus, colectivul l-am închegat pe fiecare domeniu și pe asistență socială și cadastru și contabilitate și urbanism, ca în orice primărie, ca în orice loc de muncă în care le facem în fața cetățenilor comunii. Dumneavoastră sunteți și un, din câte știu eu, un om care sprijină și actul de cultură și mi-amintesc că fac aici referire la sprijinul pe care l-ați acordat și părintelui Paiu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură nemțeni. Am o colaborare extraordinar de bună cu părintele Paiu, cu fundația lui Clepsidra, sau asociația cum e culturală Clepsidra, care o are, dumnealui. Am avut anul trecut o organizat tabără de creații la Bălușești, din care s-a venit Victor Munteanu, care e poetul nostru, băștinaș de la Bălușești, de la Bacău, domnul Stronchi, parcă, de la Piatra, de la Piatra, de la Iași, de la Botoșani, au fost o adevărată capacitate de oameni cu adevărate cunoștințe culturale și oameni pregătiți. N-aș putea spune, pentru am început, dacă iar eu, anul ăsta, am organizat prima dată sărbătorile de Crăciun în care au venit copiii de la școală și s-au moștenit să vină la primărie să uri primarul și primăria și consilierii locali.
După care pe 31 am organizat în 3 sate la ora 10 obiceiuri de anul nou. Atât la Icușești, la Bălușești, la Mesteacăn, în care o prezență extraordinară cu obiceiurile. Și aici menționez că o femeie de aproape în jur de 70 ceva, 80 de ani la Mesteacăn mi-a zis: domn primar, bine că ați făcut și la mine în sat, eu până ca să vin 10 km la nimic până la centru de comună, și dacă dă Dumnezeu anul ăsta, voi organiza în fiecare sat obiceiul de anul nou. Plus, e pentru prima dată după 27 de ani, când am organizat ziua comunei, Icușești, pe 21 mai, cu două ansambluri de muzică populară, pe rapsodul nostru Costică Matei Creangă și cu băieții la Casa de Cultură, cu dansatorii, pe plan local, ne-au ajutat, că n-am cheltuit niciun leu pentru activitățile care le-am desfășurat și la anul nou, și cadourile copiilor din Moș Crăciun și la ziua comunii, totuși au fost sponsorizare. Aici m-au ajutat și SECE Marsat, și FCM Beta, și SECE Irimia. Am avut diferiți sponsori, care fiecare, și Dalinu. Domnule, ajutați-mă! În momentul când ies și eu la lumină, termin datoriile care sunt, nu o să vă mai rog, dar acum ajutați-mă să dau. Și am văzut pe timpul cetățenilor comuni cum vineau și stăteau pe bancă și vedeau și ei un spectacol de muzică populară, plus că am copiii mei din comună, care personalități dedicate muzicii populare. Am pe Mariana Tamba, am pe Crina Tamba, am pe Răzvan Grigoraș, Ienea, Sugui, Diac, adevărate valori pentru care sunt mândru. Copiii de la mine din comună și ne-au reprezentat cu muzica populară pe scena satului și a comunii, de ziua comunii. A fost mai greu, ca așa e la început, dar sperăm că la anul va fi mai bine, pentru că am mai avut și reproșuri, că de ce nu am făcut în un alt sat sau un alt sat, că era prezență, dar în 7 sate nu poți să te duci și să organizezi în fiecare sat ziua comunii și în special dacă e ziua comunii a centrului comun. Aș încerca măcar la Bălușești în august, când vin cei mai mulți, cam cred că 300-400 plecați în afară, să le organizez și lor o zi a satului în care să fie un ansamblu, să întâlnească fiecare cu fiii satului, așa, da? Totul depinde de la sursa de finanțare. Ați spus că este un început pentru toate. Am văzut că, ca om gospodar, ce vă aflați, aveți o preocupare deosebită și asupra modului în care arată principala instituție a comunității, primăria. Aveți un proiect reabilitarea clădirii sau construcția altei noi? Ar fi extraordinar de bine să compartimentez și să... Dar m-am gândit în prima dată să-mi termin căminile culturale, să-mi termin școlile, după care ultima dată voi interveni și la primărie. Singura chestie acum să ne reabilităm un pic gardul din față, din prejmuirii, mai multă verdeață, mai mulți pomi, căile de acces, plus că trebuie să schimb acoperișul primăriei, plus că mai avem de gând să mai facem un fel de părculeț cu un monument a eroilor chiar aici în fața primăriei, da? Îs de viitor. Întâi încercăm infrastructura și căile de acces, pentru că, vă mai spun, am avut o problemă extraordinar de mare la Bălușești. Dacă îmi cădea un pod care am adus vreo 3-4 firme de proiectare și de executare, care m-a ajungea 12 miliarde de vei, 14, 20 cu cilindri, până la unul atâta, a venit un domn inginer de la Iași, Aliga, care a dat o soluție și am făcut podul cu 1.300.000, din care am dat 500 de milioane vechi, mai rămâne 700. Și domnul primar, când o să ai aveți, atunci o să mi-i dați, adică am găsit înțelegere la constructor. Dar dacă îmi cădea podul, pentru că în Amonti s-a decumaltat, nu a avut fund turnat, plus de asta mai am încă două poduri care încerc, nu sunt chiar ca alea,
mi se ducea cel puțin două sate care nu puteam să mai fac legătura cu ei, trebuia să pun tuburi, nici nu știu ce soluții, da? Prima lucrare a fost pod Gherguț la Bălușești, care l-am definitivat. Plus că am terminat și prin fața școlii la Bălușești, am terminat asfaltul, ne-am făcut parcări și făcând în fața școlii parcări, am văzut copiii cum au ieșit și ei și au făcut picturi pe asfalt. De ziua copilului, când am văzut poze pus cu ei, mă bucuram mult că în fața, e parcarea mare, nu trece în drumul comunal, unii ieșeau copiii și cu cretă, au făcut și ei desenele pe asfalt, care îi vedeam numai pe la oraș, se poate și la țară. Domnule primar, deci principala dumneavoastră deviză rămâne omul sfințește locul. Ce vă propuneți pentru până la sfârșitul acestui prim mandat? Până la sfârșitul acestui prim mandat vreau să-mi termin proiectele, în special infrastructura, drumurile, străzile care cât o-i putea măcar jumătate din sate principale, ulițele, să le am asfaltate. Plus de asta, să definitivez cele două cămini, să definitivez școlile, grădinița, deci cele 13 proiecte care le am, vreau să le duc la finalizare. Plus, vreau să termin și apa și canalul. Mai strident, am chestia cu colectarea gunoiului și la țară. Asta este o chestie care și nu știu cum, stau de multe ori și mă gândesc, nu știu cum să o rezolv. Dacă se găsea la fiecare unitate teritorială a noastră, la o fiecare UAT primărie, s-a făcut o platformă, s-a avut un selector de gunoaie, este menajerii, cu ăștia la 416, să le fi putut sorta, să pe urmă să fi avut o presă, să le presăm, să le dăm, așa vine, dăm 20 de metri cubi de gunoi și automat factura 22 de milioane, 23. Cine lucrați cu... Cu Rosalul Roman și de aici știm noi că se pleacă tocmai la Girov. Deci 20 până la Roma și mai la Girov mai avem încă o 35, deci se fac 55 de kilometri, trebuie dus gunoiul la... Așa e făcut planul de management a deșeurilor, de gestionarea deșeurilor, cam ce cheltuieli sunt. Eu am încercat pe fiecare cetățean, abia acum implementăm chestia să vedem ce taxă punem pe gunoi și am încercat fiecare să-și valorifice gunoaiele la el în curte. Scoțându-l la poartă, automat implică sume de bani care trebuie suportate de fiecare cetățean în parte. Plus, acum în satul Rocna e o chestie bună și-o găsă doi băieți de ăștia mai luneță ei și adună peturile. La Rocna, dacă mergi, nu mai găsești pieturi. Nu știu cum li dă ei. Așa și li duce la un centru. Nu știu, li duce și li pune deasupra mașinii sași și ea mare acolo și aia și zic, uite, că se găsește și o posibilitate de a valorifica, de nu a mai arunca pieturile și nailoanele pe toate șanțurile și pe toate drumurile. Plus, când la noi s-a implementat o chestie, să vină primăria. Să vină ajutorul social. Nu mai avem ca înainte să iasă omul chiar la poartă, să-și facă, să-și curețe șanțul, să cosească, să vină primăria. Să vină primăria. Și încercăm, domne, dar înainte. Înțelegi, pe ăla bătrân, unii au fost bătrân, dar avem mulți tineri care nu, să vină primăria, așa? Sunt cetățenii noștri, ne dau votul, ne ducem și de asta nu chiar arată cum ar trebui să arăte și satele noastre. Mulțumesc frumos, domnule primar, pentru ospitalitate și disponibilitatea de a ne vorbi de ceea ce ați realizat în doar un an de mandat. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm de câte ori o să aveți sezizări din partea cetățenilor și pe partea bună și pe partea rea, suntem la dispoziție și încerc cu deviza că se poate. Vă mulțumesc!